Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. El să facă să ne întărim în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile noastre și chiar în casele noastre. A Lui să fie slava prin Hristos și prin biserică, din neam în neam și în vecii vecilor. Amin. L-am citat pe Apostolul Pavel, care scria în epistola către Efeseni. Vom continua să privim la om, la funcțiile și relațiile lui, vorbind, așa cum am început deja de săptămâna trecută, despre viața de familie. Astăzi vom vorbi în mod concret despre căsătorie, urmând ca mai multe lecții să ne oprim asupra acestui domeniu. În seara aceasta vom aborda câteva noțiuni de bază ale acestei lucrări. Căsătoria este un legământ între un bărbat și o femeie, constituit pentru îndeplinirea scopului divin și a nevoilor umane după cum a fost creat omul. Așa citim în cartea Genesa, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească. Și i-a dat în atribuții toate ființele de pe pământ. Imediat după această idee de bază, este scris în versetul 27 că l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască. Și a reluat ideea inițială cu suplimentarea să crească, să se mulțească și să stăpânească toate ființele și pământul. Iar Domnul Iisus spunea, citesc doar din Marcu capitolul 10, versetul 9, vorbind despre viața de familie, pentru că am amintit că este un legământ, următorul. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci este o unitate gândită de Dumnezeu pentru scopul lui Dumnezeu. Tot Biblia se ocupă de reguli și principii de funcționare ale membrilor familiei. Astfel, o noțiune fundamentală este cea din Genesa 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, expresie valabilă pentru toți oamenii, nu pentru Adam. Pentru că el n-a avut tată și mamă pe care să-i lase. Și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Vreau să înțelegem, încă o dată în plus, dacă este nevoie, că familia nu poate să funcționeze în condiții bune, să fie un câștig, o binecuvântare, numai dacă se respectă principiile biblice de funcționare. Altfel, este ca și cum ai zice: mie nu mai convine să umplu cu vaporul pe apă, mergem cu el pe uscat. Sau ca și cum ai spune: de ce să umblăm noi cu avionul prin aer? Vrem să mergem cu el pe apă? Deci nu se poate. Fiecare aparat, un exemplu ce l-am dat, are regulile lui și nu poate să funcționeze decât într-un anumit mediu. La fel, familia nu poate să funcționeze altfel decât așa cum a gândit-o Dumnezeu. Dacă nu se respectă condițiile, principiile divine, s-a ajuns la ceea ce se vede astăzi, și nu mai trebuie statistici că au toți idee, la o societate care se gândește să renunțe la ideea familiei tradiționale, să se gândească și să se hotărască noi limite, eventual să se producă înmulțirea în plan genetic, căsătoria să fie cu totul și cu totul arbitrară față de normele obișnuite, numite tradiționale. Dar dacă aceasta, așa cum este, gândită de Dumnezeu, dacă nu i-au respectat principiile, n-a dat rezultate. Dar hibrizilor vor fi și mai plăpânzi. Haideți să vedem cum a constituit Dumnezeu familia. Familia prin creație este heterosexuală, adică un bărbat și o femeie. Așa am citit în Genesa 1 cu 27. Parte bărbătească și parte femeiască. Și Dumnezeu a îngrijit de 6.000 de ani să se nască un număr aproximativ de bărbați cu cel de femei. De aici rezultă că așa a vrut Dumnezeu să decurgă lucrurile până în capăt, că majoritatea oamenilor sunt destinați să se căsătorească, celibatarii sunt efectiv excepții și fiecare bărbat
are în lumea aceasta, chiar statistic vorbind, posibilitatea să se căsătorească cu o femeie și o femeie să fie soția unui bărbat. După socotelele mai recente ale oamenilor, ei spun că unii prin creație nu au capacitatea naturală și dorința să se asocieze cu un partener de sex opus, ci cu unul de același sex. Aceasta este o deviație la nivelul minții oamenilor și chiar dacă cineva apare însă născut cu această plecare demonică, este datorită unor anomalii din familie sau din mediu de care a fost influențat, dar nici de cum, prin origine. Că vorba celor care discutau în cartea Iov, noi suntem de ieri, de alaltă ieri, să întrebăm istoria și o să vedem că la origine așa a gândit Dumnezeu familia și așa i-a creat pe oameni. Familia este, tot în concept biblic și creaționist, monogamă, adică un bărbat și o femeie. Dumnezeu lui Adam nu i-a creat opțiuni și nici Eva n-a avut această posibilitate. Dar bărbații, în mod special, pentru că de-a lungul istoriei ei s-au aflat la conducere, zis așa, și-au permis, așa cum spunea Mântuitorul, să își ia alte soții cu o carte de despărțire sau chiar mai multe soții în același timp. Familia este însă monogamă și permanentă, adică o familie constituită trebuie să rămână în forma aceasta pe toată viața. Mă adaug două versete în susținerea celor prezentate, 1 Corinteni 7:2, unde este scris, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Iar Domnul spunea în Evanghelia după Matei, după cum este scris, capitolul 19, versetul 8, făcând referință la starea de atunci și la ideea inițială a lui Dumnezeu. Din pricina împietririi minor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Dar cum a fost? Citim în același capitol, versetul 4. N-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Haideți, chiar dacă pentru noi aceste lucruri sunt clare, să nu acceptăm nici măcar în vreun colțișor al minții noastre ideea că poate fi și altfel. Este deja un con de umbră periculos, o idee demonică ce nu trebuie acceptată sub nici o formă. Așa a gândit Dumnezeu familia și așa trebuie să fie. Spuneam că familia este un legământ conceput de Dumnezeu, cred, ca de altfel întreg planul său, înainte de a fi creat Adam și Eva. Și expresia aceea pe care am citat-o și o repet din Genesa 2:24, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta și se vor face un singur trup, a fost gândită în mod absolut de Dumnezeu, care știa ce are în plan. Și la aceasta adaug ceea ce spune profetul Maleahi în capitolul 2 al cărții sale, pentru a vedea că Dumnezeu a hotărât ca cei doi să fie una. Nu doar într-o exprimare generică, așa este familia, un bărbat și o femeie, ci efectiv un legământ care îi unește în mod deplin și definitiv. Maleahi 2, de la versetul 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Deci, la fiecare căsătorie există un consimțământ al lui Dumnezeu. Fie izvorât din voia sa, fie din accepțiunea sa. Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, repet, nu se referă numai la prima pereche, ci la orice pereche, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevastă cu care ai încheiat legământ. Și voi insista asupra acestei noțiuni, care pentru evrei era foarte clară și trebuie să fie pentru orice credincios cunoscător al Sfintelor Scripturi. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinereția lui, adică legământul inițial de căsătorie. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Haideți să observăm diferențele dintre un contract, o convenție între două părți și un legământ. Și să reiterăm ideea că orice căsătorie este un legământ conceput, gândit de Dumnezeu, contrasemnat de El, cum spuneam acum o săptămână, și acceptat cel puțin de Dumnezeu. Un contract este pe o perioadă determinată, de exemplu, un an de zile sau altă perioadă. Un legământ, în schimb,
are statornicie în dragoste, pentru că dragostea are în ea stabilitate. Și pentru a înțelege ce înseamnă stabilitate, statornicie în dragoste, citesc din cartea Rut, capitolul 1, ca să învățăm ceva din legământul, din asocierea unei nurori alături de soacra ei. Rut a răspuns. Și știți că expresia aceasta, aceste două versete, sunt rostite uneori de miri cu ocazia cununiei. Nu sta de mine să te las. Adică nu te las nici dacă tu vrei și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Acum în căsătorie ar putea fi întoarse puțin aceste chestiuni și spuse astfel. Dacă Dumnezeul tău este Dumnezeul meu și poporul tău este poporul meu, atunci e normal și așa voi face. Unde vei locui, voi locui, unde te duci, vin și eu, unde vei muri, tu voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Fac în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Este efectiv o enunțare a unui legământ. Deci, nu are de-a face cu un timp limit. Apoi, dacă un contract are niște condiții reciproce, niște clauze, adică eu fac asta în schimbul unui serviciu pe care mi-l oferi tu. Sau tu execuți ceva pentru mine, eu te recompensez pentru acea muncă. Într-un legământ nu este așa. Deși ambele părți au îndatoriri și drepturi, un legământ poate să funcționeze chiar dacă o parte nu-și respectă întru totul condițiile la care s-a angajat. Și aceasta pentru că cealaltă parte acționează în favoarea ei. Deci fiind vorba de iubire, nu se va pune problema, dacă nu mă ascultă, nici eu nu dau bani. Dacă nu îmi face cu tare serviciu, nici eu nu mai acționez în dreptul meu. Un legământ ca cel al căsătoriei te obligă să te sacrifici chiar dacă nu ți se răspunde cu aceeași atitudine. Iată ce scrie Apostolul Petru în întâia sa epistolă, capitolul 3, adresându-se soțiilor, dar această idee poate fi preluată în mod integral și de bărbați. 1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Și gândiți-vă că expresia tot astfel are de-a face cu cele scrise înainte. Iată ce scrie de la versetul 18. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit, înlocuind cele două entități cu cei doi din familie, am putea spune, soțiilor sau soților, slujiți sau fiți supuse și celor care nu sunt nici buni, nici bune, nici blânzi, nici ușor de mulțumit. Că un legământ își cere să te sacrifici în favoarea celuilalt, chiar dacă, nu întotdeauna, chiar dacă nu întru totul, el își respectă condițiile. Așa scrie și Pavel în Coloseni, capitolul 3, vorbind despre viața de familie, îndemnându-ne de data aceasta pe bărbați, să nu ținem cont când partea cealaltă n-a respectat întru tot înțelegerea noastră și nu ne-a împlinit dorințele sau poate pretențiile sau chiar mofturile uneori, că mai sunt și din acestea. Coloseni 3, cu 19, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Deci când v-au făcut ceva, nu țineți necas pe ele. Nu vă gândiți că partea cealaltă nu și-a făcut datoria. Întru totul sau cum ne-a plăcut nouă. Într-o altă idee, familia este o unitate, adică un singur trup. Și știți că doar despre biserică mai scrie că este un singur trup. Dar în realizarea acestui singur trup, dar să nu vă gândiți strict la trup, adică la picioare, mâini și trupul acesta de carne. Să vă gândiți că înseamnă un singur organism. Pentru ca doi să fie una, trebuie să fie îndeplinite cel puțin două condiții. Mai întâi, ambii să fie dăruiți lui Dumnezeu, adică să se unească în spirit, să fie în același duh. Acest consens spiritual îi va pune în legătură și cu Dumnezeu și va fi o unitate întreită. Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 35, că deși viața de familie te solicită la diferite probleme pământești,
Totuși trebuie mai departe să slujim lui Dumnezeu. Dacă înainte se putea sluji fără piedici, acum chiar cu eventualele piedici, tot trebuie slujit. Și zice el aici, vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, deci viața de căsătorie nu este un laț și nici nu este un laț că dacă te căsătorești nu mai poți sluji lui Dumnezeu. Se poate. Ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji lui Dumnezeu fără piedici. Dar chiar cu piedici, așa cum zice Pavel în Roman 12, slujiți Domnului. Și referitor la slujirea celor doi, vreau să amintim ceea ce scrie Pavel în Tit, capitolul 2, de la versetul 1, unde sunt identificați membrii familiei. Tu însă vorbește lucruri care potrivesc cu învățătura sănătoasă. Iată o parte a învățăturii sănătoase. Spune că cei bătrâni, bărbații care o viață întreagă au trebuit să fie așa, ca să fie și la bătrânețe, pe măsură, trebuie să fie treji, vredni de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Iată cum un bărbat și o femeie, după o experiență de o viață ca familiști, trebuie să poată da sfaturi familiilor care acum se încheagă. Și aceasta înseamnă, repet, o dăruire, o trăire în sfințenie pentru Dumnezeu. Numai așa pot fi uniți doi oameni. Dacă unul vine la biserică și unul merge la distracție. Unul vrea să se roage și el te hiripit pe muncă. Se pot uni? Numai doi oameni care slujesc lui Dumnezeu în același mod se pot uni. Altfel, de aceea întreabă Pavel, ce legătură este între lumină și întuneric? Între Hristos și Belial? Dacă sunt familii care au un soț necredincios sau invers, acolo este normal că unitatea suferă. Este un legământ. Și trebuie să rămâi cu el în nădejdea că îl mântuiești, că vei ajunge să atingi acest grad al unității, unitatea spirituală. Dar unde este unitate spirituală, unde amândoi se pot înțelege, acum postim, ne rugăm, mergem la biserică, studiem, este un har de la Dumnezeu. Valorificați-l și Domnul să vă ajute. În al doilea rând, pentru ca între cei doi să se poată forma unitate de plină, să fie un singur trup, un singur organism, ceea ce este mai mult decât o singură organizație. Este nevoie să se dăruiască în reciprocitate într-o unire fizică și materială. Fiecare să se ofere pe sine celuilalt. Iată ce zice în ideea aceasta Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7. Și rețineți, degeaba se îndeplinește prima condiție, să spună, știu eu, un soț sau soție, eu sunt trup și suflet pentru Dumnezeu. Trebuie să fii trup și suflet și pentru nevastă și pentru bărbat. Că dacă rămâneai celibatar, puteai să fii numai trup și suflet pentru Dumnezeu, dar așa trebuie să fii trup și suflet pentru amândoi. 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 3. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă îndelniciți cu postul și cu rugăciune. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Iată așadar că mai întâi trupul nostru a fost dat lui Dumnezeu împreună cu Duhul, așa cum scrie pe aceeași pagină puțin mai sus, în 6 cu 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Pentru doi oameni pocăiți, care mai întâi s-au dat lui Dumnezeu, pe ei înșiși, în spirit, în trup și în bunurile materiale, e o simplă chestiune de procedură să se dăruiască unul altuia. Că nu poți să zici soției, eu nu-ți dau banii mei, eu fac ce vreau cu trupul meu. Ea îți poate spune logic, dragă, tu când te-ai pocăit, le-ai dat la Dumnezeu. Și dacă ar fi să o spunem pe cea dreaptă, trupurile noastre și întreaga noastră viață sunt la Dumnezeu. Și de la El citire, prin El avem acces să ne folosim unul de serviciile celuilalt, de orice natură al fi ele. Că sunt dați lui Dumnezeu și apoi dați unul altuia. Dacă nu este așa, înseamnă că n-am înțeles ce a vrut Dumnezeu să fie cu familia. Gândiți-vă cum se uita Adam spre Eva. Când a zis eu os din oasele mele și carne din carnea mea, era un adevăr de 100%.
Și același lucru, chiar dacă sub altă formă de concepere, de realizare, este valabil pentru orice familie. Os din oase și carne din carne se va uni cu soția lui, respectiv cu soțul, și vor fi un singur trup. De aceea spune aici, tot în capitolul 6, că orice alt păcat este în afara trupului, dar cine curvește, adică cine se unește cu altă ființă. Citesc doar de la versetul 16. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Deci nu neapărat dacă e vorba numai de doi pocăiți. Cu alte cuvinte, unitatea în familie este realizată prin doi oameni. Mă refer în condiții normale, că amândoi sunt pocăiți și o căsătorie are loc în biserică. Doi oameni născuți din nou, care își lasă părinții, adică devin independenți, asta nu înseamnă abandon sau grijă, anularea grijii față de părinți, devin independenți, au dreptul să decidă, de sine stătători, și se lipesc. Asta înseamnă că intră într-un proces ireversibil. Expresia în limba greacă este că cele două piese unite sunt tari împreună, dar descompuse devin slabe. Și de asemenea, o altă semnificație a unirii, într-o semantică mai bogată, ar fi că dacă cei doi se rup, niciodată nu se mai pot despărți pe unde au fost inițial, ca și la o sudură care se rupe și se vede că a fost sudură și nu mai pot să fie cum au fost înainte. De altfel, cum este și natural, n-a mai fi fecior și fată până-i lumea. A fi un bărbat despărțit și o femeie divorțată, chiar în expresia și în imaginea noastră. Domnul să-i facă pe toți să fie una și apoi nimeni să nu despartă. Vreau să privim mai departe la scopul familiei. Dumnezeu are un singur plan pentru toată istoria și pentru tot universul. Și scopul familiei n-ar putea fi în afara acestui plan, o anexă. Nu, este încorporat în planul lui Dumnezeu. Scopul familiei, de fapt, este scopul divin pentru pământ, în istoria asta de 6.000 de ani derulată până acum, și pentru împărăția viitoare. De aici decurg câteva obligații, am putea spune, de aici decurge menirea familiei, de aici rezultă procreerea și educația copiilor. Dumnezeu a avut în imagine apocaliptică, dar pe care a avut-o înainte de Genesa, o mulțime de oameni mântuiți. Ori aceștia au fost gândiți de Dumnezeu prin viața de familie, că oamenii se vor căsători și își vor înțelege rostul și vor da naștere copiilor, care la rândul lor vor crește mari și oamenii se vor înmulți pe pământ și Dumnezeu va avea de unde să mântuiască o mulțime de popoare. De aici și datoria de educație a copiilor. Tot pentru scopul lui Dumnezeu. Dacă ar fi doar un scop terestru, ar trebui doar să îngrijim de copii, să se dezvolte, să se poată duce viața pe pământ, dar fiindcă este un scop cosmic, ne trudim și Dumnezeu va interveni la momentul potrivit. Aici deja interferăm cu alte subiecte și ne oprim, să le dea naștere din nou, iar noi, repet, ne trudim cu educația noastră, ca cei născuți aici să ajungă să dobândească și împărăția lui Dumnezeu. Tot de aici, din faptul că familia este o incluziune în scopul veșnic al lui Dumnezeu, rezultă și cerința ca orice familie să fie membră într-o biserică. Pentru că organismul familie este un organ într-un organism mai mare, numit biserică. Iată ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 12. Citeți de la versetul 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și am putea să citim astfel, după cum biserica este una și are multe familii, care la rândul lor, așa ca și entitățile fizice, sunt compuse din organe, din celule, și știți subdiviziunile lor, încât le cunoaștem, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, atunci ce familie s-ar putea permite să spună, eu nu mă amestec cu ceilalți? Suntem un singur organism, toți credincioși, de aceea nu este corect să se separe vreo familie. Cum mai întâlnim? E drept, rare ori nu-i de dorit. Și tot de aici citesc versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. De asemenea, rezultă că nimeni nu poate spune, eu nu sunt un singur trup cu nevasta, chipurile, dacă și ei pocăit, dar eu sunt un singur trup cu biserica. Ciudat. Adică celulele tale n-au de-a face cu cele de la degetul alăturat,
Dar tu spui că faci parte din aceeași mână. Dar nu există nicio conexiune, nicio legătură? Iată cât de strânse ar trebui să fie relațiile între noi, la nivel de familie potrivit normelor și legilor familiilor, și apoi prin familie la nivel de biserică potrivit dorinței lui Dumnezeu, că de altfel vorbind nu suntem toți din același neam, nu ne-am putea lăuda toți la rândul nostru români sau orice altă nație că Adam este protopărintele nostru? Ba da, așa să gândim și așa să slujim. Și în ideea aceasta a unei uniuni a familiilor și a bisericii, mai citesc și din Efeseni capitolul 4, unde Pavel scrie de la versetul 11 căci Domnul a dat diferiți slujitori, începând cu apostolii, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru că ceea ce este mai interesant la aceste două organisme, familie și respectiv biserică, este că ambele îl au în compunerea lor pe Domnul Hristos și prin el pe Dumnezeu. Nu spune Scriptura în Corinteni 11 că bărbatul e capul femeii, Hristos este capul, că e bărbat și Dumnezeu capul lui Hristos? Și de asemenea, este scris în mai multe pasaje biblice că Domnul Hristos este capul bisericii. Iată, ce uniune ar trebui să fie între noi? Așa cum se ruga Domnul Iisus. Și mă rog ca să fie una cum eu cu Tatăl sunt una. Aceeași incluziune, aceeași joncțiune și conexiuni care sunt între Tatăl și Fiul, să fie cu conducerea bisericii, prin ei cu tot poporul, prin bărbat, cu femeie și cu ceilalți membri, și Domnul să ne ajute. Vedeți, Dumnezeu are niște planuri, niște scopuri înalte și uneori nouă ni se pare că noi suntem independenți, suntem de fapt ca o roată care a zburat din frezoane și vrem să ne plimbăm noi pe Maidan. Noi suntem un tot unitar în întregul gândit de Dumnezeu. Dar ca Dumnezeu să ne prindă pe noi în planul său, și asta nu forțat, să ne placă, să ne convină, în așa fel a creat lucrurile încât ne-a creat avantaje. În așa fel ne-a creat încât ne-a motivat. Doi tineri se căsătoresc să îndeplinească planul lui Dumnezeu. Dar unii o fac asta și dacă nu cred în Dumnezeu, că Dumnezeu a pus în ei iubire și sunt cuprinși de acest sentiment și ei de fapt împlinesc planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a motivat. Și lor li se pare că o fac asta că le place lor, că ei câștigă de la afacerea asta. Dar când colo Dumnezeu de partea lui vede planurile sale, scopul său, astfel, bărbatul are dorințele lui, nevoile lui, soția de asemenea, copiii, dar Dumnezeu așa a gândit familia să-i mulțumească pe ăștia pe toți, să-i împlinească. Să nu spună cineva, cum probabil ar acuza diavolul, Dumnezeu are numai interesele lui și pe noi ne folosește așa ca pion, ca piese. Nu, suntem împreună lucrători, nouă ne convine sistemul acesta că Dumnezeu răsplătește pe om pentru orice slujbă. Hai să citim câteva referințe. Spune Scriptura în Genesa 2:18 că în rai s-a putut face o constatare, toate erau bune, desăvârșite, într-o stare inocentă, nicio umbră de păcat. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Asta era o idee din planul lui Dumnezeu, dar era și o realitate în dreptul lui Adam. Am să-i fac un ajutor care să-i se potrivească, adică să-i convină când o vede, să o accepte cu bucurie. Tot în ideea aceasta, mai amintesc o referință din Deuteronom 24, ca dovadă, cum spuneam, că tinerii tare se bucură când se căsătoresc, că Dumnezeu vrea să fie omul împlinit, odată cu realizarea scopului lui. Deuteronom 24:5. Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să se veselească astfel de nevasta pe care și-a luat-o. Uite, să se bucure, că doar de aceea s-a căsătorit, gândesc unii. Chiar am fost martor la o nuntă când un păstor l-a întrebat pe mine, de ce te-ai căsătorit? Și l-a spus, să mă bucur, să fiu fericit. Uite, ți-a dat Dumnezeu și ție partea ta. De asemenea, citesc din cartea Proverbe, capitolul 5, de la versetul 18, vorbind tot despre viața de familie. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgălșiile ei. Fiind îndrăgostit necurmat de dragostea ei, ai dreptul acesta. Și de asemenea, tot din cuvintele înțeleptului, Eclesiastul capitolul 9, versetul 9. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale, căci aceasta ți este partea în viață. Poate unii nu vor fi mântuiți, dar uite, partea asta măcar le-a dat-o Dumnezeu.
că poate tot se va folosi Dumnezeu din ei, că din copiii lor poate mântuiește pe careva. Și, cu alte cuvinte, pentru serviciul acesta, uite, și eu vă dau bucurie în viață, să fiți și voi fericiți. Sau mă adaug pentru mame. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 21. La câtă trudă v-a pus Dumnezeu să nașteți câte un copil? Dar uite că nu știu ce a pus în dumneavoastră, că n-a fi, se spune, cred, dragostea de tată ca dragostea de mamă niciodată. Dar nici bucuria de mamă ca cea de tată. Ioan 16:21. Femeia când este în durere naște se întristează. Și ar putea spune, m-a pus Dumnezeu să fac serviciul acesta neplăcut. Pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie. Că s-a născut un om pe lume. Că la urmă, dacă ar fi să ne gândim așa, matematic, intrinsec, de ce atâta bucurie? De ce n-ați putea fi indiferente și să alege de copiii dumneavoastră? Că ne-a creat Dumnezeu în așa fel ca să avem și noi împlinire în toată lucrarea asta. Să participăm în mod deliberat la lucrarea Lui. Doamne, ajută-ne! Și familia funcționează pe baza dragostei. Ce este aceasta? Este exact opusul egoismului. Egoismul este o luptă perpetuă pentru împlinirea dorințelor și a pasiunilor proprii, pe când dragostea face un serviciu exact invers. Este o dăruire reciprocă a soțului pentru soție, a soției pentru soț și a ambilor părinți pentru copii. Și ne vom opri la un singur pasaj biblic, 1 Corinteni 13, pentru a observa, folosind textul acesta pentru viața de familie, că dragostea în familie înseamnă mult mai mult decât îndeplinirea, efectuarea unor servicii. Cum mai întâlnim uneori bărbați care spun, ce să-i mai fac? Am muncit? Am adus bani? Exact așa scrie și la început, să spună o soție, am făcut ața copii, am făcut mâncare, casa e spălată, ce n-am făcut? Știți ce scrie aici? Chiar dacă aș cânta ca o priveghetoare, chiar dacă aș munci până la epuizare și n-am dragoste? Sunt un bărbat care sună gol și o femeie care n-a înțeles ce trebuie să fie dragostea în familie. Și pentru a nu face prea multe permutări, dați-mi voie să iau aceste expresii care caracterizează dragostea mai întâi în dreptul bărbaților, că e de datoria noastră să ne angajăm primii în acest legământ sacru, și apoi tot aceleași calități să le pun și în dreptul dumneavoastră, ca femei. Pentru că și unii și alții avem articol de lege simplu care ne cere să vă iubim sau să iubiți. Cât despre noi, cunoașteți referința, cea din Efeseni, să iubim cum a iubit Domnul Hristos, fiecare să-și iubească soția lui. Cât despre dumneavoastră, fiecare în dreptul bărbatului, am dat o citire în vremea aceasta la referința din Tit, să-și iubească bărbatul și copiii atunci când vor veni. Deci să pornim la drum și să vedem cum trebuie să se poarte un bărbat care iubește, care se laudă în ziua nunții că a luat-o din dragoste. Că dacă nu mai zicem, atunci îndrăznesc să spun că asta e doar o politică, așa ca să ne căsătorim. Sau dacă supunerea este numai o idee ce se enunță în ziua nunții, de asemenea, e o politică doar ca să nu rămâneți fete. Dar astea nu sunt doar noțiuni vagi, sunt chestiuni concrete. Nu sunt doar niște ideologii care vor gândite de cineva care filozofează cuvinte. Citeți de la versetul 4, dar eu parafrazez toate, deci mai întâi în dreptul bărbaților. Un bărbat trebuie să fie îndelung răbdător, adică să îi le rabde pe toate până la moarte. Și dacă ai fi întrebat până când, mai lung, mai încolo. Plin de bunătate, adică n-are voie să se epuizeze toată viața, să aibă resurse permanente, să nu pismuiască, să nu-și permită să urască că el s-a angajat să iubească, să nu se laude pe sine și întotdeauna pe nevastă, să nu se umfle de mândrie, ci să o aprecieze pe ea, să găsească repede și întotdeauna câte ceva. Să nu se poarte necuvincios, pădăran, ci să fie întotdeauna manierat. Așa scrie. Să nu caute folosul său, adică să fie interesat de binele celuilalt, de folosul partenerei. Să nu se mânie, foarte ușor pentru bărbați,
ci să trateze totul cu blândețea înțelepciunii. Așa este sfatul și al lui Pavel și al lui Petru. Să nu ne gândim la rău. Asta nu ne va permite să fim geloși niciodată. Să nu ne bucurăm de nelejuire. Asta ne va face să suferim când se întâmplă vreo nenorocire sau când apare vreun păcat. Să ne bucurăm de adevăr, că adevărul e feblețea dragostei. Se împacă foarte bine amândouă. Să acoperim totul. Asta numai să iertăm și să uităm întotdeauna. Să credem totul, să fim marcați de un optimism real. Să vezi cine nevastă bună o să am. Să nădăjduim totul. Asta înseamnă să nu abandonez niciodată. Și în final, să sufer totul. Adică, dacă e cazul să mor pentru nevastă. Asta ar fi dragostea aceea care i s-ar putea spune agape. Ca și o soție iubitoare, supusă asta, va spori frumusețea dragostei. Trebuie să fii îndelung răbdătoare. Să-i le suferi pe toate la bărbat și cu vremea și la copii. Să fii plină de bunătate. Să spună întotdeauna ce nevastă bună am. Doamne ajută! Să nu pismuiești. Să nu-ți permiți să-l urăști vreodată. Să nu te lauzi. Ci să spui începând cu părinții tăi ce bărbat bun ai. Să nu te umfli de mândrie. Nici dacă ai avea motive să te crezi mai bună, mai frumoasă sau mai superioară decât soțul. Întotdeauna să-l vezi pe el ca și cap. Să nu te porți necuvincioasă niciodată, să nu fii, ci să fii de o finețe și o manieră, nu doar de ordin social, ci spiritual, care vorbește frumos întotdeauna și are gesturi cumpătate. Să nu cauți folosul tău și întotdeauna să te gândești oare ce ar vrea bărbatul să-i fac. Cum să mă port? Să nu te mâni și să nu te supere. Să tratezi totul cu îngăduință, să nu te grăbești să vorbești. Cam asta ar fi la dumneavoastră, să nu te mâni. Mai gândești puțin până să te hotărăști ce o să spui și ce o să îi reproșezi. Să nu te gândești la rău. Când e bărbatul plecat și cumva să fii geloasă sau să intuiești noțiuni rele. Să nu te bucuri de nelejuire. Să te îndurerezi pentru rău și pentru păcat. Să te bucuri de adevăr și să-l cauți întotdeauna, să-l iubești. Să acoperi totul, să uiți și să ierți și să nu-i mai spui niciodată ce a făcut și ce știi că nu-i place. Să crezi totul, să nădăjduiți că veți avea bărbați pocăiți și buni. Asta vă va da aripi. Să nădăjduiți totul. Spuneți, nu mă las. O să fac totul până mă am o suflare de viață în mine. Și în final să suferiți totul. Și asta până la moarte. Adică exact până când v-ați angajat să fiți soții a unui soț. Mai mult decât am putut eu să citesc și să interpretez din acest 1 Corinteni 13, dragostea aceasta care nu va pieri niciodată, să o lase Dumnezeu în orice familie. Să o toarne prin Duhul Sfânt. Și veți vedea că atunci când vom manifesta aceste atitudini, când vom avea aceste calități, asta face mai mult decât aduce bani sau a găsi o casă curată. Asta va parfuma toată atmosfera. Vor muri toți virusul, toate bacteriile, va fi un aer sfânt și se va trăi într-o viață mult, mult mai binecuvântată, ceva mai apropiat de rai și asta ne va califica să ajungem acolo. Doamne ajută-ne, amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.